Nicu vă salută din nou. Sunt pe teren cu această jucărie de la Ruris, mai exact cu motosapa DAC 7000cc. În minutele următoare mă pregătesc să frezez acest teren. Aici o să pun ceapă, usturoi, câțiva pepeni, exact cum am făcut și anul trecut. Ceapa s-a dezvoltat foarte ok, mai ales ceapa albă, pepenii, usturoiul la fel. În continuare urmează să montez frezele și îi dau drumul la treabă.
Gata, așa cum ați văzut, am făcut o trecere cu treapta întâi, cu viteza întâi. Foarte bine ieșit din punctul meu de vedere. Acum fac o scurtă pauză și urmează să trec pentru ultima oară cu treapta 2. Și am făcut pământul zahăr. Numai bun de plantat ceva. În urmă cu două zile a plouat, dar acum s-a mai zvântat un pic pământul pentru că a bătut foarte tare. Vântul bate și acum, așa cum se observă și pe cameră. Deci eu repet, în această porțiune, pe acest teren mic, pun câțiva pepeni, ceapă, usturoi. Anul trecut vreau să vă spun că am pus și două rânduri de cartofi undeva acolo. Cartofi albi, foarte bine s-au dezvoltat, dar în acest an pun pe acel teren de lângă casă câteva rânduri. Aici o să pun legumele menționate mai sus. Gata, am finalizat de frezat și acest teren. După cum ați văzut, eu așa obișnuiesc, prima oară trec cu viteza întâi, să sparg cât mai bine pământul, după care, ultima oară, trec cu viteza a doua și, cum se spune, am nimicit totul în cale,
Așa am făcut și la vie, după cum ați văzut în clipul anterior. Și în general așa fac. E foarte puțin umed, dar a mers bine. Pământul este impecabil. Am băgat frezele până aproape de apărători, deci aproape 30 de centimetri. E super ok într-o grădină. Motosapa și-a făcut treaba impecabil, ca de fiecare dată, niciodată nu mă lasă la greu. Această chinezească este extraordinară. Nu poți face în veci cu un săpător, cu o sapă, ce poți face cu frezele, cu motosapa în general. Te ajută enorm. Numai cei care dețin utilaje știu cât de mult te ajută.